De mai bine de 3 ani, giurgiuvenii care locuiesc pe strada Clopotari au un nemulțumiri legate de un teren lăsat în paragină. Este vorba despre un teren privat, al cărui proprietar rămâne în continuare un mister. Oamenii spun că au încercat să aducă această problemă în atenția actualei conducere a primăriei, însă în zadar. Răspunsul autorităților a fost acela că bucata de pământ este una privată și nu o pot îngrădi. Giurgiuvenii de aici au ajuns la capătul răbdării și spun că nu mai pot trece prin zonă din cauza șerpilor și a câinilor fără stăpân, care se adăpostesc în iarba netăiată. Ce facem cu terenul colegul actualului primar, primarul de la Prundu, nu știu cum îl cheamă pe ăla, că are un teren acolo pe Clopotari, să ne ferească Dumnezeu ce e acolo, neîmprejmuit, și primăria zice că n-are voie să îi împrejmuiască terenul. N-ai voie, îl sancționezi, îl silești și trebuie să-l împrejmuiască, corect? Că ne mănâncă câine, ne mănâncă șerpi, ne mănâncă, ia uitați. Alții zice că e la primarul de la Prund. Păi nu e, doamne, că el face pavaj acolo, doamne, nu e... Nu știu al cui este, noi nu știm al cui este. Noi nu știm. E un om gospodar. Dar atunci spuneți, domne, că undeva scrie că plătește impozit la terenul ăsta al cui este. Chiar să nu se știe, noi nu știm că suntem mai mici, dar cei mari știu. Pe lângă șerpi, câini și iarbă, zona mai este presărată și cu gunoaie. Terenul are acest aspect de mai bine de 3 ani, însă nimeni nu a luat nicio măsură. Oamenii spun că odată cu mediatizarea, situația cu care se confruntă ar trebui să-și găsească rezolvare, pentru că a devenit o obișnuință ca autoritățile locale să aplice măsuri doar în momentul în care astfel de situații sunt prezentate de televiziunile locale.